Deocamdată, mă voi prezenta la București să-mi reactivez biroul meu de avocat. Eu sunt avocat al baroului București. Mă voi redeschide baroul în București deocamdată și probabil un punct de lucru sau mă voi trasa la Bistița. Probabil zilele astea îmi clarific și acel lucru. Deci, avocatură și să vedem, pe lângă avocatură, consultanță și nimic ceva special. Vedeam ce se mai poate evita, ce se mai poate face. Deci, vreau să fiu cât se poate de activ și în viața socială și în viața de zi cu zi a orașului Bistița.